Mai multe garaje au fost afectate de un incendiu produs azi dimineață în cartierul 8 martie din orașul Petrila. Pompierii au fost chemați imediat de locatarii speriați de flăcările care au cuprins și câteva mașini. În această dimineață, la ora 7:30 de minute, am fost solicitați prin apel de 112 să intervenim în vederea lichidării unui incendiu izbunit în Petrila, strada 8 martie, în dreptul blocului 49. La momentul sosirii la locul intervenției s-a constatat că incendiul se manifesta cu flacără deschisă violent la unul dintre garaje, respectiv garajul numărul 15, cu posibilitatea de extindere la garajele învecinate. S-a intervenit în vederea lichidării incendiului cu auto special de stins incendiu cu apă și spumă din dotarea SVS-ul Petrila. În sprijin au sosit colegii de la Petroșani, de asemenea și dânsi cu auto special de stins incendiu cu apă și spumă. Din fericire am reușit să localizăm incendiul la timp și nu s-a extins la garajele învecinate. Din păcate, în garajul cu numărul 15 se afla o mașină care a fost distrusă în proporție de 80%. O altă mașină pe care am reușit să o scoatem afară, e vorba de o Dacia Logan, care cu mici probleme la partea de ornamente plastice, în rest n-a avut nimic. Una dintre mașini a fost avariată în proporție de 80%, pompierii reușind să salveze un alt autoturism care a fost foarte puțin afectat. În urma verificărilor efectuate de către pompieri, dar și de anchetatori, a reieșit faptul că un scurt circuit la instalația mașinii a cauzat acest nefericit eveniment.